Salut! Bine ați venit la cortul radioamatorilor de la tabăra de refugiați din poligonul 5 din cadrul exercițiului Vigorous Warrior 2019. Acest exercițiu simulează intervenția IGSU în situația unui conflict armat, în calitate de forță civilă, alături de forțele armate. În tabăra de refugiați a fost instalat un cort pentru asigurarea comunicațiilor pe area de competență a autorităților civile, radioamatorii voluntari în situații de urgență, RVSU, fiind chemați să îndeplinească această funcționalitate a taberei. Acesta este cortul nostru. Avem echipamente care sunt capabile să asigure legături de voce și de date. Asigurăm în prezent legătura de voce între punctul de operațiuni avansate al DSU, care se află în legătură cu Centrul Național de Comandă și Coordonare în Intervenție. Iar pe plan local, echipa noastră asigură legătura între acel punct de comandă și punctul de comandă al taberei de refugiați. De asemenea, asigurăm legăturile radio între echipele ONG-urilor care intervin în area de competență a autorităților civile, însoțite fiind aceste echipe de către un membru al RVSU. Haideți după mine. Aceasta este antena de unde scurte. Cu ea realizăm legături cu alte stații din afara țării, aceste legături fiind utile pentru situația în care se solicită prin intermediul rețelelor de urgență ale altor organizații de radioamatori eventuale forțe suplimentare sau ajutor. Aceasta este antena pentru microunde care asigură legătura cu echipamentele pentru acoperire locală, precum și pentru legăturile de voce, telefonie VoIP între diverse puncte din tabără. Pentru că a plouat, intrăm în cort prin partea din spate, pe ușa din spate. Aici, practic, se realizează coordonarea comunicațiilor. Avem un post de lucru pentru urmărirea în teren a radioamatorilor. Folosim tehnologie TDMA, rețea DMR, pentru acoperire. Momentan avem un repetor activ, un repetor este în repaus. În funcție de misiuni se pornește și un al doilea repetor pentru a prelua capacitatea necesară. Poziționarea stațiilor o putem vedea pe un ecran, fiind foarte util, în special atunci când în acest cort ne adunăm mai mulți reprezentanți din conducerea și coordonarea taberei. Echipamentul digital pentru VoIP, cel care practic gestionează conexiunile intranet între serverele și repetoarele instalate și care deservesc echiparea VSU, centralizează inclusiv echipamentul. Putere circa 500W. Aptă să opereze în benzi de frecvență de la 7 la 29 de MHz. Trafic de voce, trafic de date. Iar toate aceste echipamente sunt operate de Zoli. Și sunt mai puțin eu, mai mult peste, doamna, să dăm cap de infuză. Y3 Hotel Juliet Victor. Un punctul de comandă alături de comandant și din păcate nu poate fi, nu poate fi în acest moment alături de noi. Se află Yankee Oscar 3. Yankee Oscar 3. India Papa Bravo. Iar în teren în acest moment se află în misiune, nu le poate fi alături din păcate, Y3 Sierra X3 Mike. Mulțumesc!